Bună, Gagici! Nu ne vedem astăzi normal, nu mă vedeți la față. Totuși, am vrut să vă arăt chestiile astea pentru că și deoarece stau cu ele în pungi, tot zic că le filmez, că filmez, că filmez și niciodată nu îmi găsesc timp. Se tot întâmplă, life happens. Dar azi vreau să le pun la locul lor, cât de cât, așa măcar, adică să nu mai stea în pungi, nu știu, să le găsesc un loc, un spațiu, un ceva. În fine, am foarte multe chestii, sunt adunate de-a lungul timpului, de-a lungul și de-a latul, câtorva luni. Deci, unele chestii sunt luate acum câteva luni, unele sunt de ieri, de azi, da? O să mai specific așa pe alocuri și de unde sunt și o să încerc să las și prețuri pe cât posibil. Unele chestii sunt și primite, o să la fel o să spun care sunt primite pentru că vreau să-mi rămân aici să știu, să am amintire. Și hai să începem în forță că am vorbit deja un minut. Deci, am luat, asta e cana mea de cafea cu Betty Boop. Așa, be mine, vedeți ce sexy e. Lalelele astea sunt cumpărate de la Pepco mai de mult. Astea le-am luat în prima fază, niște lalele albe simple. Și parcă am dat 9 lei, 11 lei, nu știu pe ele, ceva de genul. Dar sunt foarte frumoase, foarte mișto. Par așa naturale de la depărtare. Și astea parcă sunt 9 fire, ia, 2, 4, 6, 8, 9, da. Astea sunt 9 fire. Ei, și astea... Nu mai știu, cred că erau câte 4 fire, câte 4 sau 8. Nu, parcă 4 fire. Cum să vinzi 4 fire ca la mort așa? Adică, nu știu. Da, mă rog. Și am luat 2, deci sunt 8 și am zis că le combin cu astea și așa am și făcut. Ce frumos arată așa împrăștiate. Dar o să le pun așa ca să, tot așa, să maschez în ideea în care ar trebui mascate. Vedeți? Așa. Da, hai că nu se mai vede chiar așa tare acolo. Și asta, la fel, este o vază de la Pepco. Așa arată, un cord din ăsta de femeie. Bineînțeles că are și fund, da? Ia stați să văd eu dacă pot să fac. Da, camera asta s-a distrus, nu știu. Vedeți? Nu mai merge, trebuie să țin pe normal. Și atunci nu... Bine, deci este o vază, da? E mică, are... găurica asta mică, dar în cap vreo 5 lalele am pus eu aici. Acum am lăsat-o așa, simplă. Mi-a plăcut foarte mult. Am zis că ori pun flori, ori pun pensule în ea. O să văd. Momentan am pus flori, nu știu. Mai văd pe parcurs. Schimb dacă vreau. Mai departe, am luat pentru cumnata mea, de la Meli Melo. Am luat un suport din ăsta pentru lumânare, da? Aici pune pastila de aia de lumânare și mi-a plăcut că e cu rândunica asta, păsărică, ce vrea să zică. Și știu că e bine să ai păsărici în casă. Rândunici din astea. Să ai o pasăre în casă. Da, în fine. Și ea mi-a adus mie cadou de ziua mea, anul trecut. Și am tot zis că iau și eu ceva cu o păsărică. Și am găsit, am văzut asta la Meli, v-am zis. Era oricum redusă. Nu mai știu exact. Cred că 27 de lei, dacă nu mă înșel, am dat pe ea. Foarte mișto mi s-a părut și cu asta așa ca o rămurică. Da, nu știu, mi s-a părut super mișto. Îmi pare rău că nu mi-am luat și mie acum. Am luat chestiile astea pentru mașină, mirositoare, de la VIP, VIP. Ăsta miroase a bacalar ruj, după cum se vede, da? Și ăsta miroase a sauvaj, da? Am dat 10 lei, sau nu, de data asta le-am luat cu 8 lei și un pic. Normal ele sunt 10 lei, dar aveau puțină reducere, le-am luat de pe EMAG. Am completat și un formular din ăla pentru kitul ăsta de testare de la CeraVe, pentru tenul cu tenița acneică și l-am primit, să știți. Eu mă uit pe grupul ăla pe Facebook, Buget de Familie, parcă, da, Buget de Familie. Și acolo sunt tot felul de chestii, reduceri, coduri promoționale, promoții, oferte, tot felul de nebunii. Intrați și voi și vedeți că se postează mai mereu acolo și, na, găsiți tot felul de chestii. Din de mea am luat... rezerva asta de, pentru aparatul care fâsie, mirositor. Doamne, deci îmi place atât de mult cum miroase. Îi spune Herbal Freshness și are mentă și lămâie, parcă. Sau lime. Foarte mișto. E un fresh dulce, așa. Da. Și vreau să-l pun la baie. Dar momentan am ceva de la Eiffel. Am luat de la Pepco inelul ăsta, așa, cu... din astea, spuneți, inimioare sclipicioase, glittere, așa, paiezele în formă de inimioare. 5 lei,
Înainte să completez pentru formularul pentru kitul ăla acneic, pentru ten acneic, l-am completat pe ăsta, care era gen simplu pentru ten gras, uscat, în fine. Și eu am dat pentru mixed, parcă, și mi-a venit setul ăsta. A, dar nu v-am zis ce are. Are un gel de curățare și o loțiune moisturizing, spuneți, hidratantă, da? Față și corp. Eu am pe asta exact așa, în varianta mare și îmi place. Nu, asta are 236, văd. Eu am pe aia de 400 și ceva. E foarte mișto. Asta are... Sunt din astea mici, da? Nu vă închipuiți că mi-au venit... Adică nu e, e atât de cât se vede. Stai să vă arăt imediat. Așa, adică, da? Are 20 de mililitri ăsta și ăsta la fel. Bun. Am luat de la Pepco pentru prietena mea, care îi plac lamele, sau cel puțin îi plăceau, nu mai știu. Dar am văzut ăsta mirositor pentru mașină, sau mă rog, poate să-l pună și în dulap, oriunde vrea ea. De la Pepco v-am zis, cred că 5 lei am dat pe el, nu? Da, 5 lei. Așa. Miroase chiar mișto. Am luat autocolantele astea pentru un băiețel din familie, că îi place Spider-Man, Superman, nu știu, amândoi, cred. De la Crop mi-am luat niște chestii de-astea pentru make-up, da, așa, astea sunt pentru ochi, da, și astea sunt tot pentru ochi, imediat, așa, nu mai știu cât am dat, erau reduse oricum, și astea, nu știu ce vrea să însemne modelul ăsta, dar în fine, mi le pun eu cum vreau, când o să am timp. Am luat rămițele astea de poze, da, de fotografii. Vedeți, este o ramă în formă de rochiță pentru fetițe. Am luat două. Așa. Nu mai știu cum e. Craft Up, parcă. O să vă las scris pe ecran site-ul de unde comand eu chestii din astea, rame, foto și din alea de parfum. Recipiente de parfum. Tot de la Crop am luat niște chestii de astea care se lipesc pe haine cu fierul de călcat, da? Și scrie aici antisocial. Așa, asta e cu cireșele, este un trandafir, I love myself, un butterfly, BFF, tired, inimioara asta vintage, mi-a plăcut super mult, și Ying și Yang. Ăștia, nu știu, cred că vi-am mai arătat într-un haul. Eu am mai filmat, dar nu am apucat să editez, nu știu dacă am postat, în fine, ce am postat, nu mai știu, trebuie să mă uit. Un set de cercei de la Bershka, sunt 2, 4, 5 perechi și am dat 10 lei pe ei. Reduși, bineînțeles. Am dat o fugă și în jumbo, mi-au trebuit niște chestii, nu le mai am pe toate, le-am dat, dar pentru mine am luat un prosop cu lemon, așa, cu lămâi, și încă unul cu cafea, cu coffee, da? Ce bine că mi-am adus aminte de asta, că vreau să fac chec. Am luat o formă de prăjituri, de ce vreau eu să fac în ele, da? În formă de inimioară. Am aici o curea de la Sinsei, foarte mișto e cureaua asta, pentru că cum o pui așa stă, cum o strângi așa stă, e foarte mișto și se vede și bine. Ăsta nu știu dacă vi l-am arătat, dar s-ar putea să da. L-am primit cadou și cu loțiunea de corp, dar nu știu unde e, momentan am dat de ăsta. Gel de duș de la Bottega Verde, Gioia de le Feste, l-am avut și eu, nu mai știu dacă l-am dat sau ce am făcut cu el, în fine. Dar e foarte mișto. Sunt mișto astea de la Bottega Verde, îmi plac, am mai folosit, sunt ok. Aici cred că începem cu produse de la Notino. Și am luat aici un Ceramic Stone Diffuser, da? De la Flora Mania, de fapt nu, de la Suleto, în aroma Flora Mania, da? Este o chestie din aia ceramică, așa, rotundă, ca o, nu e o piatră, dar mă rog, e din ceramică, o chestie rotundă. Și cutia asta mai conține și un ulei. Uleiul ăla se toarnă pe chestia aia rotundă și chestia aia rotundă difuzează mirosul, aroma. Da? Miroase mișto. A florii, a primăvară, așa. Ăsta nu este de la Notino, dar e pus aici în pungă. Parfum La Vie Belle. Este o ediție specială. L-am luat cadou pentru verișoara mea. Pentru că mi este foarte dragă și m-a ajutat într-un moment din viața mea. Îi sunt recunoscătoare și vreau să mă revanșez cumva față de ea. Știu că îi place sau îi plăcea La Vie Belle într-un timp, așa știu, și am zis să iau, să îl iau și eu, și mi-a părut bine că am găsit varianta asta așa
în ediția asta de Crăciun, am impresia că a fost. E apă de parfum, are 50 de ml și abia aștept să-i dau. I-am luat și niște chestii pentru bebelușul ei. Adică e cumva nepoțelul meu, nepot de verișoară. I-am luat niște chestii de la Pepco, dar o să vi le arăt separat cu hainele, pentru că am mai multe haine pe care le-am cumpărat și na. I-am luat și o felicitare din asta pentru băiețel. Noi trebuia să mergem la botez, a fost anul trecut botezul lui, dar am avut o problemă de sănătate cu tatăl meu și nu a mai fost. Și asta e cumpărată de atunci, plus alte chestii. Da, am luat-o de la Pepco, 5 lei a fost. Am vrut să-i scriu aici ceva. O să-i scriu ceva drăguț. De la Notino, în continuare, da. Am luat setul ăsta de la Gloria Vanderbilt. Set, mă rog, am luat eu așa, nu era set. Puteai să-i... Adică am luat separat, dar o să le dau ca set. E un lapte de corp parfumat, da. 100 de mililitri și spray parfumant deodorant. Da. Asta. Așa. Hai mă. Da, nu, deci camera asta e varză, murată. Am mai luat și crema asta de față, hidratantă, de la Pani Valerska, poloneză ceva, cu ulei de avocado, e pentru zi și am luat-o să o dau cadou, nu știu cui, dar o să o dau. Asta am primit de Paște cadou, printre alte chestii, o gentuță de la CK. Ăsta l-am luat tot de pe Notino, am zis să-l dau cadou, am mai avut o cremă de mâini și am vrut să le dau împreună, dar până la urmă le-am dat separat, am avut nevoie să dau o cremă de mâini și na, mi-am rămas cu ăsta, are 10 ml, nu știu, cred că, nu mai știu, mă uit în comandă și vă zic că a fost din DME, parcă, sau nu mai știu de unde l-am luat pe ăsta, de la Glade, în aroma Pure Clean Linen, îmi place foarte mult că miroase a curat, a haine proaspăt spălate, a detergent, a curat, a curățenie. Capacul e de la altul, l-am pus eu așa de chestie. Am două chestii pe care le-am primit, pentru că am comandat ceva de la Iscada. Parfum, o să vedeți, nu știu dacă să vi le arăt acum sau separat, nici nu știu. Asta e o loțiune de la, în aroma Tash Sunset. Este și parfumul, am și parfumul, nu vi l-am arătat, o să vi le arăt. Și am și Cherry in Japan. Da? Așa, sunt micuțe, au 50 ml, dar sunt mișto pentru călătorii. Știți că nu am chestii de-astea mici, eu mereu mi-au chestii mari. Pentru că așa sunt obișnuită. Nu mai știu ce am comandat și am primit și gelul ăsta de duș de la Yves Saint Laurent, curos, da? Curos, cum zic eu. Are 100 de ml și o să îl dau iubitului meu. Da? Cadou. Am primit și două din astea de la Colistar, gel anticelulitic, da? Lifting imediat, efect rece, ceva de genul cryogel, da, efect, e din ala cu efect rece. Eu mai am două din astea de pe parfumă, deci am patru acum, o să-mi ajungă, e foarte mișto. Cât are un ăsta? 30 ml, 3, 4, deci am 120 ml de din ăsta. Am primit și un set de două pensulici din astea de la Real Techniques. Ce este? Au, una e de difuzare a culorii și una este de smudge, mă rog. De estompat, mă rog, nu știu, o să văd, nu le-am desfăcut, o să, trebuie să le pun pe toate la un loc să văd ce pensule am, pentru că mai am și un set cumpărat de mine de la Real Techniques, dar nu l-am desfăcut. Setul ăsta tot așa primit, de la Studio London, by Superdrug, și astea par mișto, nu știu, dacă... păr din nylon, da? Pentru că am comandat un parfum de la Armani, l-am dat cadou cuiva, că a fost, am avut o zi de naștere. Am primit, cum îi spune, cred că e suport de pașaport ceva, parcă, ia stai, da, vedeți, passport holder, așa, eu l-am desfăcut, dar vreau să-l țin așa momentan, deci se desface așa în două, da, ca un porcard din ăla și are loc și aici de băgat. Și aici, și înăuntru, și nu, o să-l, nu știu dacă o să-l țin neapărat de pașaport, dar o să văd. Eu mai am primit de la o prietenă, dragă, te pup, Sony, un portofelaș mic de la Lancome, portofelaș, nu, porcard din ăsta. Și o să-mi pun acolo cardurile și pe ăsta cred că-l țin chiar așa de pașaport, nu știu. Am luat setul ăsta, un Discovery Box, cu balsam pentru corp, mă rog, stați că vă arăt acum. Era... 23 de lei l-am prins mai redus așa și avem așa, de la Sol de Janeiro, Bom Dia, Bright Dream,
cream, așa, colistar ăla care, pe care vi l-am arătat mai devreme, așa, holica holica gel cu aloe vera, de la Lancaster un lapte din asta cu protecție 15 și Brazilian Bum and Cream, dar sunt mici, da? Cel mai mare este ăsta de la Lancaster, dar mie îmi place firma asta, brandul ăsta. V-am mai zis eu mai de mult că o prietenă de-a mea, de-a noastră, avea ceva de la Lancaster și mereu când mergeam la plajă și îmi dădeam cu gelul ăla de la ea, Doamne, deci mă bronzam instant și era atât de mișto și bronzul se făcea așa maro, nu știu. Deci era o chestie oricum care îți dădeai, cu care îți dădeai acolo pe plajă, nu după sau așa. Și am găsit și eu la un moment dat pe Notino, dar nu cu care îți dai acolo, ci după. Și l-am luat, cred că vi l-am și arătat la un moment dat, nu mai știu. În fine, ăsta este la fel cu care îți dai acolo, da? Body Milk, este un lapte de corp cu SPF 15, protecție medie, adică. Dar să vedem cum, nu știu, oricum mi-ajunge, e bun, 50 de mililitri, e perfect. Ăsta este ăsta, da. Și are înăuntru o mostră din asta. Asta este asta mică, așa, are 7,5 ml. Asta este asta, Brazilian Bum and Cream, da, care tot la fel cred că are. Nu scrie? Da, probabil scrie, dar nu văd eu, sunt prea grăbită și obosită. Dar pare la fel, la dimensiune. Și atât, nu mai e nimic, gelul ăsta de la Holica Holica, da? Am primit și setul ăsta de la Lancome. Cu cremă. Crema asta are Energy Multilift Ultra, care este anti-rid, anti-rid și fermitate, corectoare, mă rog. Spune că ar corecta și zonele alea mai închise. Nu știu, în fine. Și are și SPF 20, e super mișto. Și serul ăsta concentrat, activator de tinerețe, l-am mai avut. Bun, nu mai știu ce parfumuri am mai comandat eu și am primit și loțiunea asta de corp de la Valentino. Care este superbă. Uitați cum arată. Scrie aici Valentino, da? Deci are capacul, ca și cum e un atomizor de parfum, da? Bineînțeles că nu este. Ea doar se desface, da? Așa, pur și simplu. Ia? Și miroase bestial. Pe spate e așa, le hidratant pour le corp. Loțiune. Asta o să o arunc cutia asta, că nu-și mai are rostul. Aici am un rimel de la Idol Lash, de la Lancome, Idol Lash, da? Ia să vedem. Periuță cu perdie plastic. Ruj de la Lancome. Nuanța este așa mai pământie, cumva. Hai mă. Așa. Foarte nice. Îmi place. Și ăsta e la fel, să știți. E de două ori cum ar veni. Dar stați să vă zic nuanța. Am lăsat pentru la sfârșit parfumurile. Nu o să le testăm, nu o să desfac nimic, doar vi le arăt ce am în punga asta, efectiv, da? Nu sunt ultimele cumpărate, le arăt că sunt în punga asta și vreau să știți că le am și o să vină pe parcurs și recenzii. Bun, ăsta este primit de la Escada, Flor del Sol. Îmi plac edițiile astea limitate, da, vedeți că e limited edition. 50 de mililitri, nu știu cum miroase, dar presupun că miroase așa a vară, da? Sunt ediții de vară. Eu mai am, ce mai am? Tash Sunset și ceva care miroase a pepene sau pepene galben. Nu mai știu cum îi zice, dar e ceva cu albastru așa. În fine, o să vi le arăt și pe alea. Ăsta e primit, ca să știți. Ăsta l-am cumpărat eu de pe Notino, Cacharel S.I.M. Delicious, parcă, care miroase a ciocolată, da. Parcă care? Care mâncare? Delicious, vedeți? Și din câte știu, așa miroase a ciocolată, a cafea, ceva de genul. Ăsta, iarăși, este primit Libre Le Parfum, da? Am 50 ml aici. Bineînțeles că îmi place, am toată gama, toate patru parfumurile de la Libre.
apa de parfum care a apărut prima, apa de toaletă, apa de parfum intens și ăsta care e ultimul. Deja l-am folosit, m-am dat de câteva ori cu el, dar vreau să zic că am terminat apa de parfum intensă, mai am puțin și am avut varianta mare de 90 de ml, așa cum am și la apa de toaletă. Acum că vine vara, o să folosesc apa de toaletă, ăsta îl las pentru mai târziu, pentru la toamnă, eventual. Am aici de la Calutinis, Jasmine of Athens, nu știu că vi l-am arătat, e în pungă, vi l-arăt aici, da? Miroase a ceva iasomie cu vanilie și... ia stați! Cu un pic de... e iasomie aia bubblegummy, dar acum mi se pare că miroase grețos, așa că miroase foarte tare, deci pentru vremea asta nu mai suport. E foarte tare, e iasomia aia puternică așa și parcă mă simt într-o mașină, parcă zici că sunt în mașină și miroase aia, s-a combinat miros de ăla de brăduț de vanilie cu benzină, cu miros de benzină, cu noxe, cu bla bla bla. O să-l țin ori pentru mai târziu, pentru la toamnă, ori aș vrea să le schimb, am câteva de la Calutinis pe care vreau să le schimb, s-ar număra și ăsta printre ele, nu știu, sigur, vedem. Mai am unul, I am beautiful. Eram curioasă de ele, ăsta e aproape plin, m-am dat de câteva ori, dar e aproape plin, adică, na. Ăsta, da, e mai devreme asta, dar totuși e așa, cumva, înțepător, nu știu, miroase a cola, mi se pare mie, dar o cola cu cireșe, cumva, adică acrișoară, așa, nu mi-e nici ăsta foarte pe plac. Aș vrea vanila, aș vrea chocolate, ăla cu chocolate, care a apărut de curând și aș mai vrea și cel mai de curând apărut, lemon tart. L-aș vrea și eu, adică nu l-am mirosit, dar sunt curioasă și l-aș da pe ăsta, chiar dacă nu știu cum miroase niciunul din ele, de fapt, pe niciunul nu l-am testat. Bun. Sau Coffee Addict, pentru că eu l-am dat pe Coffee Addict, mai acum câteva luni l-am dat la schimb. Și am luat de la Mugler acela... Iced Star, Angel Iced Star, care la fel nu se mai găsește și am zis ok, măcar Coffee Addict se mai găsește. E și tipul ăla de pe Facebook, de pe grup care se ocupă cu... care aduce parfumuri de la Calutinis. El știu că are mai mereu. Dacă tot vorbim de tip de pe Facebook, paranteză, este un tip care e foarte, foarte de treabă și, nu știu, foarte mișto el așa ca tip, ca om și generos și de super, super treabă. N-am mai cuvinte de laudă. Eu am mai filmat odată, ăsta știu sigur că l-am mai filmat, dar nu mi-a plăcut cum am ieșit eu în clip acolo, se vedea și ceva aiurea în spate și am muncit atât, am filmat vreo jumătate de oră și nu îl mai postez, nu l-am mai postat și nu-l mai postez, mi se pare că l-am și șters clipul. În fine, și vă povestem acolo de el, de tipul ăsta. Găsiți pe Facebook cu numele Robert R.B.S. Pot să vă las eu în descriere și pe ecran eventual. Ia. Are, și-a făcut grupul lui de parfumuri, îi spune, grupul se numește Unstoppable Perfumes. Vă invit să vă alăturați și voi grupului pentru că se postează chestii drăguțe, na. La fel, se mai vând, se schimbă parfumuri, opinii, să fim cât mai mulți acolo. Adică s-a subînțeles că sunt și eu pe grupul ăla, da? Parfumul ăsta l-am luat de la el. Este de la Novelista, e un fel de nișă, din ce știu eu, Novelista. E un parfum de nișă. Blue Fortune ar fi de bărbați, ar fi bărbătesc, este apă de parfum, dar miroase atât de mișto. Dar e foarte mișto, deci e foarte mișto și mai ales pe un bărbat se simte bestial, bestial, e de vară, să știți. E mirosul ăla așa, fresh, curat, dar nu miroase a lămâie, dar nici a gel de duș, nu știu, miroase foarte mișto și dacă sunteți vreodată prin Notino, dați-i una să vedeți că miroase bestial, bestial și mai ales că vine acum căldura, bestial o să fie. I-am mai luat și vara trecută iubitului meu o sticlă, mai are cam așa din sticla cealaltă. Dar asta am luat-o backup pentru că și l-am luat și la un preț super, super bun. Am luat și eu setul ăsta de pe Notino, sigur știți, a fost la super promoție gen. De la Replica sunt două parfumuri de câte 30 de mililitri și avem Lazy Sunday Morning, care după mine așa miroase sau aduce sau e în zona lui Narciso Rodriguez și deja nu mai mă dă pe spate, așa, adică nu... ăla simplu, da? Narciso. Îmi place ăsta, Mask Noir
sau Musk Noir Rose, nu mai știu, îmi place. Dar ăsta, deja zona asta de miros, m-am cam, nu prea mă mai regăsesc în ea. În schimb, Jazz Club îmi place de mor, da. Miroase a bărbat care fumează și ceva whisky, ceva de genul. Îmi place mult de tot. Am luat și rezerva de 100 de mililitri. După ce o să termin, sau o să terminăm, că o să-l împart cu iubitul meu, sticla asta, o să pun în ea din rezerva aia mare. Da. Deci Sunday morning ăsta l-aș vinde sau l-aș da la schimb pe altceva. Am mai luat aici, astea sunt parfumurile de la Escada pe care le-am comandat și am primit loțiunile alea de, vi le-am arătat la început. Fairy Love, la fel, limited edition. Eu mai am un din ăsta luat de pe Parfumo, dar am zis că poate dau și eu cadou. Nu l-am luat pentru mine, să am backup, pentru că nu mor după varianta asta roșie. Îmi place mai mult varianta roz, deci cel mai mult, pentru că din toate trei, că l-am luat și pe Show Me Love, vi-l arăt imediat. Aici este Show Me Love. Ăsta oricum îmi place mai mult decât celălalt, da? Ăsta mi se pare că miroase așa generic, comun, nu știu, a parfum din ăla fructat, cumva de copii. Și ăla roz e fructat, dar măcar nu știu, e mai plăcut, mai altfel, are ceva, are mărul ăla. E mai mișto ăla roz. Ăsta, așa, dar o să-l țin pentru colecție și pe ăsta la fel. L-am desfăcut, l-am mirosit, dar nu mai știu exact cum miroase, doar i-am dat un nas și atât. O să vorbim altă dată despre ele. Aici mai am un snop, vorba aia, de parfumuri din astea mai mici, vi le arăt pe rând. Am un C de la Armani, știți că îmi place. Ăsta eventual, nu știu, o să-l țin în geantă sau o să-l dau mamei să-l țină ea, pentru că și ei îi place foarte mult C. Are 15 ml. Așa. Mai am un CK1, la fel 15 ml. Ăsta e așa, mai unisex, mai bărbătesc, mai de zi cu zi. Am un Trussardi care îmi place mult. Pure Jasmine, da. Îmi place, miroase a iasomie, o iasomie mai tare, așa, e foarte tare și asta, 10 ml, dar nu pentru acum. Și e așa diferit ăsta, nu știu, față de alte din astea mici. Se scoate ăsta și se pulverizează aici. Da? Ia să vedem, că nu mai știu bine. Da, e iasomia aia tare și mai și seamănă cu ceva. Nu știu, oricum e de vreme rece. Nu pot acum cu el. Dar e foarte mișto, îmi place, să știți. Am și un din ăsta mic, un idol din ăsta mic. Doamne, cât de frumos poate fi, cât de drag mie de el. Deci nu cred așa ceva. Și știți că sunt terminată după idol Nectar. Sau nu știu dacă v-am zis, v-am mai precizat eu așa prin clipuri. L-am luat și pe el mai de mult, da. Dar nu vi l-am arătat. Dar să știți că l-am și îmi place mult de tot. Și l-aș vrea și pe ăla intens, idol intens, da. Am primit și acest Voce Viva de la Valentino. Îmi place mult de tot, dar eu am varianta asta la 50 ml, dar l-aș vrea pe ăla intens. Pe ăla intens l-am la asta de 10-15 ml, încă nu l-am desfăcut, dar l-aș vrea mare pe ăla. Și aici mai am un snob mic de monstre pe care le-am primit la comenzile Notino, și anume Angel Eau de Parfum, da? Așa. Replica Lazy Sunday Morning. Apropo de astea, da. O să păstrez asta. Ce mai am aici? Un Dior Homme intens. Îmi place mult de tot. L-am luat iubit. Ah, nu, l-a luat cumnata mea. Anul trecut, parcă, de ziua lui. Foarte mișto, miroasea iris, aruncă. Chiar dacă zice că de femeie gen. Dar nu, se simte mișto și pe un bărbat. Am un J'adore Infinissime Eau de Parfum. Am. Care, nu mai știu cum. Da, nice. Miss Dior Blooming Bouquet. Am și uitat de el, o să-l port, pentru că mereu confund Blooming Bouquet cu Absolutely Blooming și nu mai știu care cum, care îmi place. Capture Total de la Dior, Intensive Essence Lotion, o loțiune din asta de 3 ml pentru față și cam gata, 40 de minute am filmat.
O să văd ce poți să tai la editare. Mă duc să așez și eu din ele. Mai am. Astea sunt doar câteva pungi. Mai am și altele, dar nu știu dacă mai filmez azi, pentru că nu am timp să le pun la loc. Sper că v-a plăcut. Spuneți-mi și voi ce mai îmi recomandați, ce v-ați mai luat, ce vă place, ce nu vă place. Nu știu. Ce vreți voi, spuneți-mi. Citesc comentariile, chiar dacă nu vă răspund imediat. Ați văzut, vă răspund și mai târziu. Mai trăgeți-mă de mânecă dacă vedeți că nu răspund. Eu vă pup, vă las, vă urez o zi sau o seară minunată și să ne reauzim cu bine. Pa, pupici!